Noah. Tu crees que eu não sei estar aí? Noah. După 7-3-4 și 9-2 ne dă 6. Eu scriu câte. Nu, 7. Eu scriu cât îmi dictezi tu aici. 749. Bun, minus? Minus 16. Egal cu 9 minus 6 ne dă 3. De 4, 4. Nu-i 4. Nu. 3. Bine. Acum 14 minus... A, nu. 3. 3 din 9. Nu. 3 minus 1. 2. 3 minus 1. Dar de ce 3? Păi ne-am împrumutat 19 minus. No, a. Da, 3. Bun, 3. Și 7. Și? 7. 7. Hai să o facem și în alt mod. Egal cu 986 minus 237 plus 16. Egal cu 986 minus 6 și cu 7 13, 3 și 1. 4 și cu 1, 5. Da. Și 2. Da. Adică... stai. Da, 3. Și egal. 6 minus 3, 3. Da. 8 minus 5, 3. Da. 9 minus 2, 7. Da. Este același rezultat. Bun. Următorul îl fac tot singur. Da. 1200... Nu. Nu. 12.000. 345. Da. 9.899 minus 9.837 egal cu 15 fără 9. Face exact. Acum să spun ce număr să scriu pe doamne de treaba și te șterg la asta. 13 minus 9 și ne dă 4. Minus 8 ne dă 3 și 11 minus 9 și ne dă 2
Deci, 12.346, minus asta ai făcut prima dată, da? Da. Deci cât ți-o dat la scăderea asta? 2.346. 9.000, așa spui, da? 2.000. 2.346. Minus acum, 237, da? Da. 237. Și egal cu... 12 minus 7. 6. Cât dă în final? 999. Deci dă aici, ca rezultat? 999. 999, da? 999. Nu, 1999. 1999, da? 1999, da? Bun. Cealaltă variantă. Trebuie să-ți dea același lucru. Dacă găsim greșeală, dacă nu dă același lucru, e o greșeală undeva și trebuie să o descoperim. Te rog. Care e varianta a doua? 12.345 minus, paranteză rotundă, 900.899 9.899 plus 237 și egal cu? Egal cu? Copiem 12.000. 12.345 minus 9 minus 7. Nu e 9 minus 7, se adună acolo. Paranteza rotundă. 9 și cu 7. 16. Da, tu lucrează, trebuie să vedem dacă ajungi la ce. Că avem probă acum. Deci fie același răspuns. E 999.
Acolo ți-a dat 1999, nu? Da. Și aici îți dă? 999. Deci minus cât aici? Nu știu cât. Minus 10.136. 10.136. Da? Și ai zis minus 10.136. Da. Și când ai scăzut aici, mai zici că ți-a dat cât? 999. Din 12.000, dacă scazi 10.000, nu prea. Pare că aici este greșeala. Da, adică 1999. 1999, da, corespunde. Deci, vezi, tu trebuie să ai și o imagine de, din 12.000, dacă scazi 10.000 și ceva, nu poți să-ți dea 900. Măcar 1.000 mai rămâne. Și chiar aproape de 2.000, nu? Aproape că 1999 e aproape 2000. Hai să vedem acum, că eu nu te-am urmărit deloc, da? Deci cum ai zis aici? Din 12.345, ai scăzut pe 9.899. Și ai zis, vine cât? 9 din 15, ai zis 6, da? Apoi 9 din 13, 4, vine. 3, cum ne-am ținut? 8 din 12, 3, așa, și 9 din 11, 2. 2346 am scăzut pe 237. 16 minus 7, 9. Aici a rămas cât? 3. 3. 3 minus 3. Cât face 3 minus 3? 0. 0. 0. Și apoi, 3 minus 2 face 1. Da? 3 minus 2 face 1 și 2 rămâne. Rămâne 2109. Mai vedem o dată. Încă o dată aici. M-a ajuns, da? Deci cum am spus? 9 din 15. Dar e corectă prima. Păi, dar am corectat-o. Da. Prima scădere, da? Da. 2346, e corect, da? Da. Și acum, aici a fost problema. 207 din 16, 9. 3 din 3, 0. 2 din 3, 1. Și 2 rămâne. 2100. Și cum ți-a dat exact greșeala de mai sus? Hai să vedem din nou aici. Practic, din 12.345 ai scăzut cât? 70 cu 9, 16. Da. Da. Unul acela îl punem la 9 și 10 cu 3, 13. Da. 2 și cu 8, 10 și cu 1, 11. Și 9 și cu 1, 10. E bun aici. Deci din 12.345 scădem 10.136. Da. Și acum am spus. 6 din 15, 9. 3 din 3, 0. Vezi? 0. 1 din 3, deci 1, cum am zis noi aici? 3 din 3, da? 3 din 3, 0. 1 din 3, 2 pare să fie. 2. Și 1 ce e greșeală? E o greșeală aici, nu văd eu acum. Deci, hai să le așezăm unele sub altele. 12.345 minus 10.136. Deci 12.345 minus 10.136. 6 din 15, 9. 3 din 3, 0. 1 din... 2. Din 3. Că nu ne-am împrumutat. Nu? 1 din păi 3. Da. Am pus 13 minus 3. Păi de ce să pui 13? Că ai avut de unde să scazi. Ah, ai rămas 3 aici. Că te împrumuți numai când n-ai încotro. Da. Când e mai mic. Deci 3 din 3, 0. 1 din... 3. 2.
2, 2 și nimic. 2209. Acum poate să fie ori la 2. Ori aici, ori, ori dincolo, nu? Păi, hai să descoperim greșeală. Trebuie până la urmă să descoperim, că nu putem lăsa așa. Mai adunăm pe astea să vedem dacă le-am adunat bine. 17 cu 9, 16. Hai să le punem una sub alta ca să fie și mai ușor, da? Deci 9899 adunat cu 237. 237. 17 cu 9, 16. 1, am făcut 10 și cu 3, 13. 12 cu 8, 10 și cu 1, 11. Deci 10.136. 10.136, da? Am scăzut din 12.345 pe 10.136. Și ne-a dat 2209. Înseamnă că e sus. Înseamnă că e sus. Hai să descoperim. Ce am făcut? Din 12.345 am scăzut pe 9.899, da? Deci 12.345 minus 9.899. Și este egal cu. Hai să facem. 15 minus 9. 15 minus 9. 15 minus 9. 15 minus 9. Păi, din 10 6. 6. Așa. Din 10 scădem pe 9, o rămas 1 și cu 5, 6. Acum 14. Da, 14. Nu. 13. 13. 13 minus 9. 3. 13 minus 9. 13. Scădem din 10 pe 9 și rămâne 1. Și ne rămâne 2. 1. Și cu 3? 3. 4. 4. Atenție! Deci a fost cât? 13 minus 9. Și egal pot să scriu pe 13 ca fiind 10 plus 3 minus 9. Da. Și 10-le, din 10 scădem pe 9 și rămâne un 1. 1 plus 3. Și face 4. Da? Deci, încă o dată, suntem aici 9 din 13. 4, da? Da. Bun. 8 din? 13. Atenție, ne-am împrumutat deja. 8 din 12? 3. 3. Așa, 8 din 12 e 30, nu? Da, și acum 11. Bine? E bine? Ești convinsă? 8 din 12. Hai să vedem așa. Am pe 12. Scădem pe cât? Pe 8. Și cam mai departe. Pe 12 îl putem vedea ca fiind un 10 plus 2 minus 8. Da. Și gândim așa, totdeauna ți-am zis că avem discătul mai mare, scădem din 10 pe 8 și face cât? 2. Și plus 2 ăsta? 2, 4. 4. Așadar, 8 din 12 nu fac 3. 4. Mai departe. Acum 11 minus 9. Așa. 2. 11 minus 9. 2. Sigur ești, nu? Că ai un 1 până la 10 și cu 1 depășit, 2. Și ai 2446. Din 2446, tu ai să ieși cât? 2346, vezi? Și corect este 2446. Hai să modificăm aici. 2446. Și din asta, dacă scădem pe 237, obținem 7 din 16. 7 din 6 nu se poate, da? Din 16 face 9. Apoi 3 din 3, 0. Și 2 din 2, 2 din 4, 2. Deci, iată că abia acum am dat peste rezultatul corect 2209, cât ne-o dat și pe partea cealaltă. Deci 2209. Da. Așa.
Hai că pe următorul îl faci sigur, singură, da? Mai e un punct cât mai e? Mai s-a terminat. S-a terminat, da? Mai faci acasă câteva ieșiți pe care ți le dau eu acum, da? Să spunem așa. 7000, 76000, 003, de 76003, minus 2879 și minus 3507. Egal, în două moduri. Apoi, 23.105 minus 7.703 și minus 2013. 2013. În două moduri, așa cum am învățat aici, da? Da, bine. Haideți, vă rog frumos. Gata? Gata, suntem. Suntem și noi la timp. Am încadrat. Așa. Am schimbat-o eu. Da? Da. Da, e cineva? Înăuntru? Unde? Aici? Nu. Am lăsat-o ei din greșeală. Să lăsate, vă salut. Bună ziua. Bună ziua, bine ați venit. Davide nu poate veni azi. Davide? Mhm. Și nici ca Sandra, că ea e plecat oricum. Asta-mi dar și ea, domnul, că tot e plecat. De la cine mai vine? Nu știu. Davide nu vine, Ionuț, că dacă vine. Sau Darius, că... Darius nu vine nici joia, dar... Am pregătit 4 exerciții de profesor foarte frumoase. Așa și eu, abia aștept să-i văd. Așa. Să opresc că... Am uitat să opresc. Da.